Palatul Culturii Teodor Costescu este simbolul culturii mehedințene, iar prin intermediul primăriei municipiului Drobeta-Turnu-Severin pune la dispoziție artiștilor refugiații din Ucraina, care trec prin momente de groază, spații de cazare gratuite. De asemenea, primarul Marius Creciu lucrează la un proiect pentru sprijinirea tuturor celor care au fugit din calea războiului. Este o situație critică la doar câțiva pași de țara noastră, iar vecinii din Ucraina au nevoie de sprijin. Astfel și primăria municipiului Drobeta-Turnu-Severin s-a implicat rapid în operațiunile umanitare dedicate populației refugiate din calea războiului. În cadrul unei colaborări cu reprezentanții Palatului Culturii Teodor Costescu au fost amenajate mai multe spații de cazare. Un proiect de suflet la care lucrăm în acest moment, primăria Turnu-Severin prin Palatul Cultural este gata să primească artiști din Ucraina, refugiați. Fiind o instituție de cultură, ne-am gândit în primul rând la genul acesta de refugiați, tot ce înseamnă pictori, scriitori, artiști, actori, având și spațiile necesare pentru a putea să-și desfășoare o anumită activitate dacă doresc. Avem în acest moment între 20 și 30 de locuri disponibile în funcție de numărul de cereri. O să mergeți dumneavoastră să vedeți, un fel de mini-hotel cu toate condițiile asigurate ca cineva să poată locui. E adevărat, pe o perioadă determinată. Suntem în același timp în discuții să declanșăm o activitate de ajutoare, de primire de ajutoare, în funcție de cerere, în funcție de ce ni se și spune de la nivel central. Primăria, prin Palatul Cultural, dorește să inițieze un proiect de ajutorare a celor care vor hotărâ să rămână pe teritoriul României după sau în timpul acestei conflagrații, în timpul acestui război. Reprezentanții autorităților locale împreună cu cei ai Palatului Culturii Teodor Costescu își doresc să le ofere viitorilor beneficiari ai acestor spații un loc călduros. Solidaritatea cu refugiații din Ucraina, atât de grav afectată de invazia Rusiei, este o datorie morală și pentru noi, cei de la Palatul Culturii Teodor Costescu și în general din lumea culturii, artei. Și considerăm că este de datoria noastră ca puținul pe care îl avem să venim în întâmpinarea așteptărilor atât de dramatice ale celor care au părăsit forțat Ucraina și au lăsat în urmă, în cazul oamenilor de artă, teatrele, scenele, și să încercăm să dăm un mesaj de solidaritate, de bună primire a celor care vin din zona artei din Ucraina și pot găsi la noi un spațiu de cazare și toată primirea călduroasă și prietenească de care putem da dovadă, spații de cazare pentru artiști, pictori, scriitori, oameni de teatru, oameni de balet, sculptori, cântăreți, toți cei care au nevoie de un spațiu liniștit și securizant, dar și de spații aferente în care pot să-și dezvolte în continuare ideile sau proiecte, să se simtă cât de cât acasă, în mediul lor artistic. Autoritățile competente au lansat începând de astăzi pe grupurile online un anunț prin care pun la dispoziție a refugiaților din Ucraina aceste spații de cazare.